Astăzi avem dispoziția numărul 48 din 21.02.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru ziua de 27.02.2020, ora 10. Având în vedere necesitatea și oportunitatea privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, conform prevederilor articolului 134, aliniatul 3, litera A din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ pentru data de 27.02.2020. Prevederile articolului 134, aliniatul 3, litera A și aliniatul 5 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, în temeiul articolului 196, aliniatul 1, litera B din Ordonanța de Urgență numărul 57, 2019, privind codul administrativ, dispun Consiliul Local al Comunei Cleja, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru data de 27.02.2020, ora 10, în sala de ședințe a primăriei Comuna Cleja, din strada Unirii numărul 214, cu următoarele unii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău, din 31 ianuarie 2020. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna februarie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cleja, județul Bacău, pe anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate din depozitare pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind ținerea la registru, primele la zi a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, doar în format electronic pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii note conceptuale a temei de proiectare și întocmiri DALI, DTAC și PTH pentru obiectivul de investiții, reabilitare și extinderea școală generală numărul 2, Sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Cleja cu un sistem de supraveghere video în Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, expertiza tehnică, sediul primăriei Comuna Cleja, județul Bacău, proiect numărul 18.872 din 20, din 12.2019 pe 4 din 2020, inițiator pentru Iștov. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii devizului general al investiției construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja, strada Pieței, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în lista de investiții pentru anul 2020 din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare partida secțiunii de dezvoltare a bugetului local în 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii pentru obiectivul de investiții și completarea proiectului tehnic amenajare alei pavate în zona bisericii Sfântul Martin în zona stadionului și avem o suplimentare pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Propun adoptarea de urgență a hotărârii anexelor aferente menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 27.02.2020. Acestea sunt proiectele. Le luăm pe rând. Începem cu să supune la vot întâi. Cine este pentru? Mă abțin la ceva? Da, mă abțin că am lipsit de la ședință. Începem. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău, din data de 31 ianuarie 2020. Se supune la vot. Cine este pentru? Abțineri?
Trecem la al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleza pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna februarie 2020. Cine este pentru? Abține? Deci mă abține. Da. Începem cu proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cleza din județul Bacău pe anul 2020. Dacă sunt discuții de mărturie. Da, vreau să ne... Păi nu, dacă sunt... Bugetul detaliat. Detaliat, spune-vi să mai așa, dar să plădește ta. Deci, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 este construit pe veniturile locale, veniturile care ne încasăm noi, și venituri din cote de falcate și din cote pe venituri. Total venituri 14.957.232, din care 1.000.000 sunt veniturile noastre, iar diferența o putem defalca pe surse de finanțare. Cote defalcate din cote pe venituri 544.000, sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit 881.000, sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 7.5 din impozit pe venit 108.000, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor și cu plata asimilentelor educaționale, drepturile copiilor CER 1.135.000, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de învățământ 277.000. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale 61.000. Din TVA, finanțarea este de 4.352.000. Subvenții încălzire 3.232.000. Sume alocate din bugetul ANCPI. Anul acesta ANCPI-ul finanțează cadastrarea sistematică cu 160.000. Și sume care le vom primi pentru obiectivul de investiții pe care le avem în derulare cu PNDL-ul, 6.436.000. Secțiunea cheltuielilor se împarte în este în total de 20.536.232, din care secțiunea de funcționare 7.416.232 și secțiunea de dezvoltare 13.120.000. Secțiunea de funcționare se încheie cu un excedent de 105.000, pe care îl folosim în finanțarea secțiunii de dezvoltare. Dacă doriți și detalierea secțiunii de funcționare pe cheltuieli de personal, bunuri, servicii... Nu, am vrea la capitolul 58, la programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, la PADR. E trecut 234. Este acel proiect construit teren de sport multifuncțional care este depus pentru finanțare la FADR, este încheiat contract de finanțare. În cadrul acestui proiect avem o parte de cheltuieli eligibile, avem o parte de cheltuieli care reprezintă TVA și avem o parte din cheltuieli neeligibile pe care le vom suporta noi. Da, la capitolul 59 avem asociații și fundații, sunt 75.000 de lei. La capitolul 59, asociații și fundații, după cum știm, la nivelul comunei, la nivelul consiliu local, s-a aprobat ghiduri pentru HG 350. Avem în comună, avem o formație de dansuri și cântăreți, avem o echipă judo și vom avea și o echipă de fotbal. Noi am prevăzut. Noi vom avea sau avem? Avem, dar acum ies actele de la judecătorie. Deci, ca să încă o dată am spus, noi am prins ca și bani. Ca și prevedere. Ca și prevedere. Dar nu este obligatoriu ca să dăm acești bani. Dacă se depun. Deci, acest individ care a fost înainte, el nu a avut asociația cu statut juridic. Și acum la băiatul ăsta și-a făcut firmă, i-a venit de la București, a depus la judecătorie și urmează să iasă. În cazul în care ne va face și ne va solicita un proiect pe 350 pentru finanțarea echipei, o să vină la noi cu un proiect, iar avem banii prin și acest băiat a declarat că echipa de fotbal s-a desfințat. Nu, deci ca să vă spun un lucru. Ultimul sezon am finanțat din banii mei proprii, pentru că
trebuiau plătiți arbitrii, trebuiau plătiți medicul în fiecare săptămână, eu plăteam bani. Și am zis așa, nu mai plătesc până nu faceți nicio legalitate cu... Așa, atunci am retras echipa de la retur, parcă nu, iar când o să începem un turul din nou anul viitor, atunci el, deci el vine cu proiectul 350 și dacă aprobați, aprobați, dacă nu, nu mai facem echipă, adică în sensul deci, ăsta. Deci, practic, nu avem echipă. Acum nu avem echipă. Nici teren mai am, că s-o stricat acolo rămâne. Terenul, ascultați-mă, am vorbit cu băiatul ăla, deja să spun de ce s-a stricat, poate trebuie să amenajăm acel teren. Mi-a spus băieții mi-au spus, ei, fotbaliștii că nu mă bag, terenul nostru este cam mare, să un pic să-l facem la 80 de metri, el are 100 sau nici nu știu, un pic să-l micșorăm. Am zis, domnule, terenul e prea mare pentru noi. Terenul ăla, ca să-l înscrie, să se înscrie o echipă într-o competiție, trebuie să fie standard. Da, da, dacă te uiți la Bălcescu, dacă te uiți la Sastin... La nivelul ăsta nu vine, nu vin cu măsură. Nu știu, ascultați-mă, deci de ce am lăsat că se... Deci, vreau partea de sus. Sunt două tipuri de teren. Deci, unu acolo așa, ascultă-mă un pic, domnule. În partea de sus, acolo, unde am permis eu să umble ei acolo tabioanele lor, vreau să pun niște pământ la primăvară, să ne gelăm terenul ăla, venim cu un autogreder să mă țândeagă și să facem un teren. Partea de sus de la este un pic de nivelat. Și să facem ca lumea, domnule, dacă tot sunt. De asta vreau și... Vreau să facem terenul ăsta și eventual să și băgăm, să și putem, da? Mai este la mijlocul terenului acolo, o zonă unde e mai mult balaș și se usucă iarba. Adică aș vrea să facem terenul ca lumea. Dacă tot... Acum să fie băgat un compactor. Se la bagă un compactor, ăla bate ca lumea și băgă. A fost odată pus un compactor, știți foarte bine. Nu se face acolo, pentru că rădăcinile și balașul. Trebuie completat, nivelat. Trebuie nivelat, completat. Trebuie adus. Eu am adus, am zis, am vorbit deja cu cineva care face ridicări. Domnul Jus, domnule, punem niște țăruși peste tot unde trebuie și să facem un teren să fie funcțional. Dar asta trebuie făcut acum, că acum nu mai avem echipă. Dar acum la primăvară facem, dar așteptăm primăvară. Da, aș dori să ne spuneți la susținerea fundelor, este pus 50 de... Deci noi am pus banii ăștia tocmai în momentul când cineva ne solicită, doar dumneavoastră poate aprobat dacă se dau bani sau nu se dau. Deci, dar am prins ca și sumă numai. Ele sunt prinse ca sumă, nu înseamnă că și le cheltuim. Am înțeles. Mai avem pentru protecția mediului 375.000 de lei. La 74.02. Pe avente sanitate, 26.500, care este taxa mediu 20.000 și avisul 6.000 și diferența este sanitatea. Am prevăzut pe bani 15.000 pentru coșul de gunoi, în cazul în care se vor cumpăra, să le amplasăm și alte bune pentru întreținere și funcționare. La poduri. Da. Stați, mergem, domnul Jos. Avem aici la capitolul 79, la drumuri și păduri, avem 520,458, este cumva ce se referă la același lucru care este în lista de investiții. Acest capitol a fost la 84.02.03.01. La 84, bine, total, capitolul 84, avem așa, cheltuieli de personal 72.000, cheltuieli cu bunuri și servicii 372.000. Deci, mi-e de așa, la capitolul 79, operațiuni, se mergea pe 84.03.01. Spuneți-mi la ce pagină la pagina 29. La 29. Aici avem așa, pentru carburant 60.000, piese de schimb am prevăzut 30.000. La pagina 29, doamnă Cristina. În buget. Da, în buget. Pagina 29, spuneți dumneavoastră. 84.02.03.01.
34, 03, 03. Aș vrea să așați, în primul rând, podurile, cheltuielile de capital, da, care așa, și după aceea, aici sunt și aleile și sunt și cheltuielile cu bunuri și servicii. Deci este recapitularea la ce aveți în față, da? Deci, ca ne spune 84, spune cheltuielile cu salarii, spune cheltuielile cu bunuri și servicii, spune și capital și total se dă 522,6. E doar am întrebat dacă din bugetul care îl avem, intră și în lista de investiții, adică de, dacă ne referim la același capitol, pentru că zice aici, dacă 84020301, în lista de investiții apare 7393, iar aici apare 522,458. Asta v-am întrebat, dacă este același lucru. Nu este. Nu este. Asta de investiții este la cheltuieli de capital, aici avem bunuri și servicii, avem cheltuieli de personal și alte obiecte de inventație. Aveați aici la realizare poduri peste Părău, Clejna. Da. De la 7393 s-au imediat sărit la valoarea actualizată, 7400. Deci vorba de 1 miliard. A fost aprobată. A fost aprobată de anul anterior, când s-a făcut acea creștere a salariilor în construcții. S-a impus 3.000 de lei și s-a venit cu manovra 17.928 de lei. Și atunci s-au reactualizat, există un HCL aprobat privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea forului. Eu nu mă aveați acolo amenajare aleii pavate, zona bisericii de la Buda de acolo. Deci s-au mai cerut niște bani acolo. Era... Acolo s-au cerut bani, inițial nu a fost prinsă mâna curentă, nu a fost prinsă în proiect, pentru că domnul primar a precizat proiectantul că o va folosi pe aceea. Deci... Da, atunci da. Cum? De ce să mai mărim odată ce a fost un proiect făcut? Nu a fost cum o lua banii, s-a recepționat? Nu s-a recepționat, nici nu s-a recepționat. Noi am făcut un proiect și eu am văzut mâna aia curentă care e acolo și am zis, băi, bună mâna aia curentă, nu mai facem altă mână curentă. Dar când s-a făcut podul, mâna aia curentă deja în unele locuri era jos, alte sus și atunci eu trebuie să facem. Vă putem arăta podul să vedeți cum închindeau oamenii mâna care folosească mâna curentă. Iar acum este mâna curentă... Mâna curentă s-a făcut și acolo puteam să facem mână curentă, numai pe o rea, pe o... Și am zis, bă, fiind foarte... Ai 3 metri acolo, unii coboară, alții urcă, și atunci e normal, am să-i cer lui ăsta ca să... Ia să treaba ca lumea de la început. Eu așa am crezut să la început să nu mai deci fac. Deci acolo la realizare și modernizare grădinița numărul 2, clar, era 497, a votat Consiliul. Doar așa o să dăm răspunsul, că acum actualizată e 599. Asta am venit în ianuarie. Eu singura problemă aș dori ca să văd că face cineva din Clejna. Că cel din Clejna care o să fac, eu cred că o să fie mulțumit cu 4 miliarde și ceva care ia la reabilitarea unei grădinițe. Domnul Joca, ascultați-mă un pic. Puteți, poate să vedeți, eu am vorbit cu cei din Clejna. Băi, oameni, nu veniți la muncă. Nu poți să iei care nu sunt angajați, care nici au doi oameni și fără firmă. Aici trebuie să ai, să fii înregistrat, să ai dările la stat, să ai, cum să spun, protecția muncii, să fii... Trebuie să îndeplinești condiții, să fii firmă, mă, omule serioasă. Eu n-am nicio problemă, am vorbit cu băieții din Clejna. Bă, de ce nu vă faceți o firmă, veniți să lucrați? Știți ce spun băieții? Dom'le, nu-i stabilitate. Oamenii ai astăzi unul, mâine altul, pleacă, nu stau, nu este peste tot o problemă. Eu m-aș bucura să vină, ai scos licitații la licitații de două ori și nu-ți vine nimeni. Te rogi de ei, dai telefon, hai mă, vină la licitații, n-am scos lucrarea la licitații. Voi știți treaba asta? Nu te bagă nimeni în... Este de lucru, domnul. Și la discuție, la valoarea actualizată, s-au mai pus atât de lucru. Asta, domnule, s-au pus prețurile în sus. Singura actualizare la dispensarea aceasta este 17,928 manopera. A extindere gazii aceeași treabă. Auziți, haideți, dacă vreți, mergem punctual, asta vreau să spun, dacă le amestecăm, nu simt, ca să putem să explicăm. Dacă întrebați oricum, da, întrebați oricum, dar ele s-au fost aprobate prin HCL-ul. Acum venim că s-au actualizat, trebuie să fie prinse toate în buget. Dar ele au fost aprobate la timpul respectiv. V-am venit și v-am solicitat, v-am... Dar este legislația care... O singură întrebare aș mai avea. Ați spus și în ședința trecută că vreți să cumpărați autobasculantul de 14 metri cub. Da, bine că am prins în buget. Vorba de 547, deci 5 miliarde, 470 de milioane. Dar problema este în următor.
domnilor, dacă cumpărați o basculantă, să cumpărați una nouă. Păi dai nouă. Nu tot la veloșoasă cum e asta, că am cheltuit mai mult la reparații, față de cât am dat pe basculantă. Dar am cerut o ofertă de la, și am zis, de la MAN de aici, așa, de la DAF, mi se pare, DAF, îi zice, nu? Este, da. La ieșire, este aproape, poate să ne facă revizii, uite-ați acolo. Acum, de la Crușani, este mai mult cu 120 de milioane. Deci noi am căutat, am venit, am fost solicitări mai multe firme, de unde e mai ieftin. Și este, într-adevăr, este o mașină nouă, este de, în cap 13, 20 de tone de balast poate duca, adică cu mașina asta putem face drumurile noastre, agricole, merge în fără o decolmată, nu mai închiriem utilaje. Înțelegeți? Așa. Pune o lavă serios. Cum? Pune o lavă, dar nu, vedeți, în bugetul de anul ăsta am prins inclusiv, am prins sărărița și am prins să aducem și pentru Budă să cumpărăm un tocător de asta care să ne facă... Alte discuții mai sunt? Bun, hai să mergem. Da, deci în bugetul ăsta mai am și eu o bucare. Bine, Gabriel. Totul să facem să nu tratăm superficial chestia și propunerea care a fost la școala numărul 2. Deci, da? Limitatoarele de viteză, bun. Parcarea, a vorbit, da? Și iluminatul în curtea școlii. Deci să nu o tratăm superficial. Pentru că este o chestie destul de importantă, destul de gravă. După cum știți, da? Iluminat în curtea școlii, să facem un bec, un bec, da? Până la terenul de sport mai este. Deci un bec, o lampă trebuie pusă în curtea școlii, pentru că este întuneric total. Copiii ies seara, nu se văd, practic, nu se văd copiii. Iar referitor la parcare, o să discutăm cu proiectantul să prindă și parcarea aici. Sunt 3 luni de zile, mi-a spus că atunci, da. Atunci, 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 păi da, atunci am deci o facem noi cu oameni, nu? Nu putem face noi, deci de dar așa mi-a spus și tu la trecută, i-a spus doamnei, așa, treci acolo că luna viitoare facem. Au trecut 3 luni și nici nu s-a pus să după aceea ne consultăm și cu domnul. Dom'le, după aceea ne consultăm, bă, dar să o facem așa, fără proiect, vin ăștia pe capul nostru, că trebuie rigola, trebuie deviată, ce să spun, trebuie, lucrările sunt un pic... Trebuie proiect, mă, omule, toate devin complicate, de, da. Toate sunt complicate, domnul Gabi, când după un proiect merge în 2-3 ani, obții un proiect și ne-am cuge lucru. Pentru o parcare, hai de pe bune, da. Să punem un bec, ne trebuie să foie. Informații primite pe 544. Locurile de joacă, să le punem la dispoziție proiectul și autorizația de conținut pentru locuri de joacă care s-au făcut nu știu când. De unde să iau eu proiect la locul de joacă, că nu este? De unde să iau? Trebuie să-i răspund. Ce-i răspund? Că nu am proiect. Dar eu am eu lampă acasă. Merge să mai supun. Nu trebuie să am eu. Sunt cumpărate lampii. Păi și atunci dacă există. Acum au venit recent lampii, o să se ducă. O să pună, nu trebuie. Dar încă o dată vreau până la proiect. Până la proiect. Un tub și un gaz sus acolo. Oleacă din balastru. Așa se poate scoate pe Facebook, uite cum o fac. Nu te... Eu știu mai lucrul. În momentul când ai făcut acolo și așa, deja trebuie pavaj făcut, trebuie tuburi băgate sau mers cu rigola pe partea aceea, nu poți să-l lași, ori faci o treabă, ori nu. Auziți banii care îi cheltuiți pe proiect acolo, e vorba de tub și niște balast acolo. Noi, dar nu-i balast, filozofie. Trebuie să pui pavaj acolo, să-i să pavezi dacă tot faci o treabă. Nu poți să treabă țigănească ai tale în comună, nu. Eu fac, dar trebuie să fie o chestie făcută ca lumea. Eu o să facem, o să... Da. Dacă nu mai zic discuția, haideți să supunem la lor. Cine este pentru? Eu sunt pentru, dar aș dori să se specifice acolo că de curând se face ceea ce trebuie pentru școala. Da, pentru noi, parcarea, delimitarea. Deci vrem să facem, provizoriu să facem o... Deci după aceea va trebui autorizație de construcții ca să putem face. Facem provizoriu. Eu vreau să facem provizoriu să mai... Exact. Și după aceea când e gata, 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 să facem... Ce obiecțiune aveați? Nu, cu... Dar nu ține de buget. Nu, nu, aia nu ține de buget. Asta punem pentru... ca și discuții. Ca și discuții, că nu era buget. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că se constată o creștere a persoanelor asistate social.
a persoanelor care necesită... Dizabilități. Nu, persoane cu asistență personală care da, sunt îngrijiți, da, sunt angajați ai primării. Noi am prevăzut 50, că efectiv în ultima lună sunt 4-5 dosare venite, am prevăzut 50. În ultimele două luni, 12 persoane. Și cât aveți acum? Păi avem vreo 48. Și tot cresc, tot cresc. Deci nu avem ce face. Efectiv, trebuie să suport salariul asistentul personal pentru persoana care are probleme. Deci, efectiv, eu nu pot ține în frâu. Am prevăzut, în cazul în care va mai fi nevoie, vom veni în fața dumneavoastră să vă prezentăm. Crească Dumnezeu că avem o grămadă de italieni plecați în afară, să nu vină unul cu boală și noi să nu avem condiții. Avem dezinfectant la primărie. Uitați, ieri ne-a venit o solicitare de la prefectură să spunem dacă avem spațiu în care, în situația în care apare acest spațiu decorativ. De persoane. Dar pentru acest spațiu, spune clar, trebuie să avem circuit separat, trebuie să le oferim condiții igienico-sanitare, trebuie să le oferim toaletă în spațiul respectiv. Și singurul loc este școala. Dar nu avem! Dar până ajungi în pleja, îi oprește la aeroport. Eu am venit, am trecut vama a la Tierna. Nu v-am întrebat nimic. La radio se comenta că ăia de la vama verifică. Face, dregi. N-ar fi bine discutăm la diverse. Domnilor, ați trecut vama, așa o luată la dinghere, o luată. Bună. Hai să punem o dată. O făcut așa, dată, apoi zic că nu sunt dat. Bugetul mai să punem o dată la vot ca să știi și dată. Dar ca să știi ce putem să nominăm. Deci toată lumea o trebuie. Da, numai că la sfârșit o să punem obiecțiunile care... Așa, trecem la următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat. Precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale, cu obligație de muncă nerumunerată în folosul comunității din Comuna Plena de Sfântul Bacu, pentru anul 2020. Dacă sunt ceva discuții. Dacă sunt ceva probleme, eu zic că Angela ne poate spune dacă are ceva probleme cu... Păi nu sunt probleme, aici este planul care trebuie în fiecare an aprobat. Este la Bacu, eu am făcut referatul, domnul primar s-a aprobat. Atunci îl punem la vot. Cine e pentru, cine se abține, nu se abține. Trecem la următorul proiect. De hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale. Deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitarea pentru anul 2020. Dacă sunt ceva... Păi, că înainte, mi se pare că înainte aveam 50 de lei la tonă și acum s-au crescut la 80 de lei. Da. Asta se referă numai la materiale de construcție. Nu se referă la tonă. Dar este foarte urât, mă uitam ieri la domnul... Dar cineva vrea să completeze acolo. Domnule, dar nu e normal așa ce au făcut acolo. Intră pe mașină în față la domnul consilier acolo și basculează. Pe e ceva urât, domnule, pe proprietate. O fi al lui, dar nu se poate așa. Nu e al lui, este al altuia. Nu găsi în altă parte să basculeze acea mașină de bolus. Bolus? Cum fi groapa aia? Nu știam să acolo, știu. Dar cum să opri groapa? Că de acolo s-au cheltuit niște bani, că au făcut acel canal, nu? Da. Și atunci nu împinge în canalul care s-au făcut. Bă, dar trebuie văzut cine au fost, să-l tras la răspundere, că nu e normal așa ce. A, da, deja îl știi? Dar cum să nu știi, dacă e față? Păi am mai pățit undeva la Valea Mică, am urmărit prin camere, l-am descoperit și omul și-a sâns bunoarele și a plecat. Problema este că acolo nu știu dacă o să domnul Bălaiu să construiască, pentru că... Acolo este extravilan, nu se poate, pe partea cealaltă. Nu, bucățica aia, o bucată, o parte din proprietatea respectivă este extravilan. Mi se pare că e de la drum pe stânga, este extravilan tot. Și așteam și eu, că nu știu. Este extravilan. Nu face un bus și tot construit. Poate intravilan, nu e o problemă. Da, știm cine este, o să mai încercăm să plăm de el, dumnealui plecat permanent în curs, când îl găsești, când nu-l găsești, nu știu. Cine e? 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 Cine e?
Poate să spunem și cu noi, în primul rând, și bine. Haideți să supunem la vot, dacă nu mai se discută. Cine este pentru? Abțineri? Ok, trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind ținerea la zi a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024, doar în format electronic pentru eficientizarea acestei activități. Vă rugăm să trecem la discuție. Conform legii, cum știți, noi putem ține la Registrul Agricol numai pe suport de electronic, să nu mai faceți cu suport de hârtie. E bine, domnul primar, dar totuși eu consider că ai dat un click și se poate anula acolo. Eu zic că ar fi totuși foarte bine să lăsați și Registrul Agricol. Registrul Agricol este un document care oricând. Aveți personal acolo, trei persoane acolo la Registrul Agricol. E dar vine și cealaltă imediat înapoi. Nu, deci nu o să fie trei persoane. Noi avem acum, este o singură persoană, este Petronella. Da. Pentru că a trecut la linia. Corect. S-a dus la legislatură. Am încurcat să facă și treaba asta? Cătălin, noi începem acum, deci primăria a intrat într-un program în care astăzi mă duc la ora 2 la prefectură, tot pentru ședință, facem intabularea tuturor construcțiilor și cădirilor, facem cadastru general în comun. Și Cătălin va trebui, vor pune la dispoziția celor ca să ne ajute, știi, ca să intabulăm să poată, pentru că vine la cu ridicarea topului, dar la că nu l-a ajuns. Legea asta e din Nu, deci a fost pe extravilan. Acum e inclusiv intravilanul în cadastră. Și deci avem o singură persoană. Dar noi cum am stabilit? Nu că pune cineva, facem ca și cum ai face dosarele fiscale care au fost înainte. Știi că se fac dosarele. Nu înseamnă că dacă nu faci pe suport de hârtie, nu ținem și pe hârtie. În momentul când omul vine, scoate o hârtie și scoate dosarul fiecare persoană. Asta vrem să facem. E bine, e bine să rămână și... Nu, da, facem, scoate decât să mai dicta mai registrele alea, de ce să cumperi, ai scos o foaie și ai făcut omului dosarul lui fiscal. Ca să nu mai e registrul de acolo de la... Exact, exact. Mai completezi. Deci, în final, rămâne și... Dar sub altă formă, să completeze în fiecare an, ei fiecare în parte și dar ce? Noi la Bacău am fost vreodată să mergem să în fiecare an să iei de pe pagină pe cealaltă. Ei, dar pe vreunea nu se vise pe noi. Să adică, muncă de aici. A trebuit să protezi munca și completezi în Registrul Agricol. Și nu reușește. Dacă vedeți la Registrul Agricol în momentul ăsta, vă arăt că sunt sute de poziții care nu sunt completate total. Deci în 4 ani de zi, nu s-au completat. Și nu are rost, în calculator sunt, dar nu reușesc să ducă să le facă și... E o muncă titanică, să completez în fiecare an... Repeți aceleași lucruri, dar nu vindem în fiecare an. Se creia. Și este pentru eficientizarea activităților. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Da. Nu la mine să știi. Două abține? Nu, e nicio abține. Toate cu plus. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de protecție și întocmirea DALII de THC și TH pentru obiectivul de investiții, reabilitare și extindere școala generală numărul 2, Stat Freja, Comunătatea, județul Bacău. E, așa am discutat, dar să le luăm un pic. Practic, noi am încercat și vrem să facem acest proiect în urma sesizorilor făcute de doamna directoare. Au căzut plafonul peste copii acolo. Ne-am dus o parte din... Băi, dar a căzut, nu, într-un loc chiar au căzut. Asta vreau să spun. Și plafonul, o bucată din Egipt și a fost acolo. Și într-adevăr, ne-a dus în pod, prinzile sunt putrede, și am adus un expert, a făcut o evaluare, un proiectant, practic până la final va fi să refacem școala. E de 50 de ani, școala știți cum, 50 și ceva de ani, trebuie să facem o reabilitare a școlii, după noile reguli, norme și ce ne se impune. De asta este noi... Deci să punem la vot, dacă nu mai aveți un timp estimativ sau... Nu. Deocamdată... Aveați un dăm drumul la proiect. Ah, ok.
chestiune este că acolo doar se face proiectarea, poate trebuie de și până intră copiii în vacanță. Nu, anul ăsta nu reușim, păi indiferent cât de optimiști... Cum a fost? Dar nu durează, un proiect durează. Se face proiectul, după aceea doar acorduri, avize. Nu reușim anul ăsta. El e vorba de viitor, proiecte de viitor astea. Dar n-ai ce face, nu ține de tine că să duci să te apuci de reparat. Trebuie să început orice lucru, sigur. Puteți să pune la vot? Să avem în vedere acestui viitor, dacă va fi gata proiectul, dacă vor fi probleme, să mergem să... Dar oricum mergem, totdeauna când ați foarte bine mergem. Analizat, bine acolo ce vrea să facă. Sunt specialiști. Dacă îmi dați voie să intervin, când vine proiectantul și spune cât ar costa darinul, cât ar costa să facem reabilitare, și atunci venim în fața mea să-și faceți o paralelă, domnule, cine costă mai mult, reabilitare sau să o facem din nou, și dumneavoastră veți hotărâ. Da? Dar întâi să vedem, să estimeze cu sumă, să vedem cât ar costa. Da? Să vedeți dacă dumneavoastră sunteți de acord să o reabilitați sau sunteți de acord dacă dumneavoastră vreți să o reabilitați. Nu haideți să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Păi așa... Hai, abține ceva, hai, mergem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Creja cu un sistem de supraveghere biocomunal în Creja. Dacă se discuți. Da. Trebuie să explice. Deci, știți că toate lucrările care se fac trebuie introduse în inventarul domeniului public. Noi am făcut sistemul de eliminat, ăsta de supraveghere video și acum, practic, îl introducem în domeniul public. Asta. Dar se va găsi deci acolo și extinderea sistem supraveghere video care... Pentru care un proiect care se va desfășura anul acesta. Noi, la momentul acesta, introducem în domeniul public lucrarea recepționată, care s-a recepționat. Dorința dumneavoastră a fost să se mai pună niște camere pe unde mai se merge. Am prevăzut un 50.000 acolo. Este total diferit ce este în lista de investiții față de ce... Deci acest proiect trebuie introdus în domeniul public. Mă miră faptul de ce la Buda acolo, când au fost băieții aia care au dat o lovitură la vreo câteva case în cartier, la mine, la Miclăuș, acolo, n-au putut băieții aia să fie depistat, cu toate că camerele mergeau. Să știți, au venit domnii polițiști, au luat imagini și chiar i-au ajutat imaginile de la noi, pentru că au confruntat imaginile de la noi cu cei de la, cu imaginile de la Răcăciuni. Și au dat seama că sunt aceleași persoane, deci chiar au fost de folos. Ca să vă spun, domnul Joc, nu-i vorba că noi i-am văzut, deci am acoperă pe față, dar aceleași persoane cu aceleași haine, eu prins în gară, pentru că nu erau din Bacău, erau din Iași, din Iași erau. Eu dus și tocmai i-o depistat pentru că aveau aceleași haine, același training roșu, cu tare și ca la noi, și i-o prins în gară. Deci, e o chestie dificilă, dar s-au urmărit 2-3 săptămâni, i-au urmărit totuși, ca să, inclusiv la Răcăciuni, au găsit aceleași persoane cu același training roșu, același, deci, până la urmă, din cauza asta, acum, cum să spun eu, îți vede fața. Dar cine ești? Dar dacă e acoperită, n-are cum să... Și de multe ori n-ai de mult să opere, domne. Exact, dacă ai știe... Da, dar tu ai văzut după mers de ea, după mers de ea, cât ești mic, ești mare, ești înalt, adică poliția știe să-și facă treaba. Și chiar aici au fost, camerele astea ne-au ajutat foarte mult. Haideți să trecem la vot, dacă nu mai sunt discuții. Cine este pentru? Abțineți ceva? Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, expertiză tehnică, în sediul Comunei Creja, de sub Bacău. Proiectul numărul 10.872, din 2012-2019, de 4-2020. Dacă sunt ceva de spus? Da, discută o să ai așa unde este. Numărul 9. Deci, cred că în timp, nu e o grabă urgentă, va trebui să construim o primărie.
primăria nu știu cum a fost făcută, cum n-a fost făcută, fundația este foarte proastă. Este semacină, zici că e nisip, nici nu are fundație, practic așa e ea fără. Nu știu cum a fost, cum n-a fost. Acum, sunt foarte multe, sunt foarte multe plăcături. Au venit noi ca și administrații, dar în primăvara trecută venise cineva, legea prevede că în momentul când ai o construcție cu riscuri de... Dar în fiecare lună un specialist trebuie să dai niște bani ca să vadă dacă cum se comportă clădirea în timp și să-l plătesc, să spune bun. Și atunci am chemat externul să ne spună, domnule, e bună, se poate reabilita, sau dacă nu, de multe ori reabilitarea costă mai mult decât o construcție nouă. Și vreau să vă spun că doar știți la Buda, grădinița aia mai mult costă decât dacă o făcea din nou. Pentru că n-am știut că, practic, clădirea la refundație. Și când trebuie să faci... Asta. Deci, noi clădirea nu facem pe banii noștri, facem pe CNI, Compania Națională de Investiții. Domnul primar, ați văzut ce pereți are primăria? Da, cred că în comun nu este o casă, așa cum este făcut asta, cu pereți de cărămidă. Așa este. Ca pereți, discut. Da, ca ceea pereți. Ce spuneți ca fundații... Structura, da, problema este că s-a mai adăugat. S-a adăugat acolo în spate, camera aia, unde stau medici acum, dar restul, primăria, vorba aia. Dar nu mi se pare că s-a mai adăugat și cu acest domnul Joca. Unde? Deci, de la ieșirea unde... de unde sunt grupurile sanitare. Nu e adevărat. Nu e adăugat. Nu. Deci primăria este o primărie puternică. Considerați că e mică, aia altă treabă. Dar deasupra s-a turnat, totuși, nu? Pentru că e turnat asfalt, nu e asfalt, de beton, e turnat, planșeul e turnat. Da, este, sigur, beton, da. Deci asta e problema, dacă expertul nu decidem noi. Știți, zice, mi-e frică, intrând domnul Cățu acum ca premier, nu cumva să vină cu acea listă și spune, domnule primar, cât salariați ai? Am 30, rămâi cu 15. Și atunci ce ai să faci? Problema este, așa este, domnule. Și așa va fi. Sau nu va fi așa. În primul rând trebuie să ne creeze condițiile ca să poți lucra cu 15 oameni. Adică să digitalizeze, să simplifice activitatea administrativă. Pentru că dacă el îți cere hârtii peste hârtii la orice, de două ori, de trei ori și dosare și e în dosare, tu trebuie să faci cu cineva. Dar acum ca să spun, dacă se face cadastru general, dacă, deci nu mai ai nevoie, tot timpul vine omul, vinde mai ușor terenul, adică condițiile de a duce, de a nu avea tu atâta treabă cu funcționarul, dar la ora actuală, ai atâtea, de exemplu, putem lua pe compartimente, ai starea civilă, ai atâtea transcriere, ai acolo, toată ziua ai de treabă. De duci la registrul agricol, tot timpul vine omul că nici nu știe nici acum unde are terenurile. Cătălin toată ziua deschide hârtii, domne aici, asta e bucata ta, nu sunt de moștenirile, tot timpul sunt probleme. Avem probleme la asistența socială, tot timpul faci dosare pentru, deci, contabilitatea trebuie făcută. Urbanismul trebuie făcut, oamenii construiesc, oamenii fac. Acum, toată lumea spune că, să spunem că sunt, auzeam pe cineva spunând, hai domnule, că în Belgia sunt 6 persoane într-o primărie, sunt 6 persoane, dar sunt alte instituții, alte clădiri, care, de exemplu, cu urbanismul, este altă clădire, altă. Deci, pe urmă, tu trebuie să ai funcționari cu care să lucrezi. Degeaba lumea spune că suntem mulți. Nu suntem mulți, de multe ori se stă și după ora 4. Avem partea de achiziții publice. Tu vezi că orice creion cumperi de pe SEAP la ora actuală. Asta înseamnă hârtii. Faci proiecte, facem proiecte în continuare, le facem noi, trebuie gestionate, trebuie implementate, trebuie monitorizate. Deci nu, trebuie să lucrezi cu cineva până la urmă. Ei, până o să-i ajunge pe francezi, mai durează. De exemplu, am vizitat o comună, era cu domnul profesor Florea, unde primarul nu avea salar. Era un gospodar din sate acolo, care trecea pe la primărie doar să semneze niște acte. Da, dar ei sunt înaintea noastră atât, 100 de ani. 100 de ani, e clar. Și nu era decât o femeie, o contabilă, așa și cred că era un secret, arată 3 persoane și o comună puternică, nu așa. Vă spun sincer. Care e activitatea primarului? Și primarul, noi nu avem treabă cu primarul. Primarul vine o dată pe lună, semnează niște documente și cu asta noastră. Da? Da, așa este. Bun, până la urmă, pentru primărie, ce păi nu, noi facem experiență, obținem bani.
După ce obținem bani, trecem la următoarea etapă. Proiectare și execuție. Banii, deci ca să înțelegeți, domnilor consilieri, banii ăștia care vedeți dumneavoastră aici așa, 60 de miliarde care avem și ei împărțit, practic nu sunt aproape banii noștri. Noi avem venituri de 6 miliarde, 7 miliarde. Numai salariile noastre sunt 30 de miliarde, ca să înțelegeți. Numai salariile. Vorbim aici de salariile care sunt cu asistații personali, cu asistenții, adică noi tot, inclusiv salariile noastre, salariile funcționarilor. Și noi veniturile noastre sunt 6 miliarde. Când auzi un cetățean spunând că din impozitele mele trăiești, naiba, nu scoți nici curentul din impozitele tale, care plătim iluminatul public, ai budesc, ai întreținerea care face. Deci banii vin de la stat, ca să înțeleagă toată lumea. Pentru că plătim noi impozit, 56 de mii, 100 de lei, pentru că plătim impozit pe an. Și cu astea scoate ochii, că vă plătim din banii noștri. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii devizului general al investiției, construire teren de sport, multifuncțional în satul Tedea, strada Pieței, comuna Cleja, județul Bacău. Aici dacă sunt ceva... Da, cu șase... Aici, la terenul de sport, când am depus studiile de aplicate la GAL pentru finanțare, am avut un singur aviz, de obținut avizul de la mediu. Când am făcut proiectarea, s-a refăcut certificatul de urbanism și ne cere avize de la E.ON, de la Telecom, de la SGA, de fapt toate avizele. Toate avizele. La Apele Române trebuie să facem un studiu hidrologic care ăla costă cel puțin 3.000 de lei. Iar diferența până 6.000 am prevăzut pentru avize și taxe, cine vă... O să merge să vă comentam la treaba asta, pentru că în acea perioadă când erau apele mari la Cleja, pentru că vin, era apă de un metru acolo unde facem noi stadionul. Eu zic că dacă s-ar putea stadionul ăsta, ar fi foarte bine ca să mutați de acolo domnule primar. Și nu e greu de a face în curtea școlii undeva, că avea așa destul. Dar în curtea școlii facem alt stadion. Am înțeles. Dar problema este în următor, că acolo a trecut apă de un metru. Deci casa lui Cătălina asta de aici a fost în apă de un metru, cei care suntem și am trăit în acea perioadă. Deci. Nu știu dacă este un loc atât de bun acolo. Dar nu poți să-mi iei aia au trecut. Da, la Oleacă mai încolo. Dar acum, ca am decolmat apără. Am ridicat acolo cel puțin cu 67 de centimetri. Și că am adăugat, am venit cu mașini, cu pământ, am cărat. Acum, dacă vreodată, Doamne ferește, iesa, apa a trecut și rămâne cu terenul. N-ai unde, domnul Joc, spuneți-mi și mie, individualizați o bucată de teren unde se mai poate face. Că aici trebuie să fie în centru, unde copiii joacă. Nu pot să mă duc să fac un teren de sport în cărăt. Atunci a trebuit lucrat la părău. Eu mai am o întrebare. Am făcut un pământ am o întrebare. Pământul acu' e acolo. Domeniul public. Domeniul public. Aveți documente? Cineva acolo are titlul de avem documente, avem extrase, carte funciară. Este proiect aprobat prin APDRP, unde mi-au cerut toate documentele de proprietate. Domnul, în momentul când un teren nu are, un teren nu are proprietar, înseamnă că este terenul statului. Dacă nu a venit nimeni să ne ceară acel teren, a venit domnul Jușca, ca să, dacă vorbesc de Jușca, Sau făcea curbă și ieșea pe lângă casa lui Jușca, așa, și formă vinea pe așa. Bun. Iar grădina lui Măriuț se întindea până la părla. Dar la ora actuală, tu nu i-ai emis lui un titlu de proprietate de acel teren. O fi, poate, eu nu știu, că apa merge, dar el nu are titlul de proprietate pentru că trecut acel teren. Măriuț. Că în 2003, sau când s-a regulat Părău, i s-a luat omului grădina. I s-a luat. Și s-a intabulat exact cât a rămas.
Și atunci el acum nu mai poate să spună, stai că era terenul meu. El așa spune că o să pună gard acolo, că... Păi, spusul-i, spusul-i... În spatele șelei, de la șelul, pe marginea șelei... Spusul-i, spusul-i, vorba e vorba. Ca să ai trece ai documente. Dar poate să spună că domnul... Domnul Joc a fost primat. Nu ei, poate, l-au declarat. E proprietar acolo, e. Eu nu știu, acolo s-a făcut regularizarea părăului. La timp cum o zis. La, eu știu, cred că el se laude, deci are documente. Dacă are documente, nu e bine. Eu vă spun un lucru. La această familie, este o, cred că știți toată lumea, Ghiță. Nu este vorba de acea familie, domnul. Cum? Este vorba de Măriuț. Era Măriuț, dar eu vorbesc de Măriuț, Ghiță, măi. Nu, noi Ghiță, Ghiță. Petrică, Petrică, Măriuț, care este în față-față cu primăria. Păi Măriuț, Ghiță, mă, l-au murit Ghiță, Măriuț. Da, nu i s-au dat lui toate proprietățile lui tău. Nu, Petrică, Petrică, nu, că nu-i de dezbătută moștenirea. Da, nu-i de moștenirea. Vă spun eu că e dezbătută moștenirea și s-a făcut o mare, o mare, acolo este o mare prostie. Pentru că tatăl lui Măriuț, ca să spun, când trăia, i-o dat totul lui Ghiță Măriuț. Și după ce... Asta a fost înainte colectiv. Și Măriuț a moștenit toate terenurile. În 86 a fost asta. Da. Și eu moștenit toate terenurile și acum toate neamurile, toți ăștia Măriuț, unde au terenuri, e proprietar Ghiță. Da. Ca să știți. Da, da, da. Că ei în 90 după aia au făcut ca toată lumea titluri de proprietate, dar s-au anulat acele titluri. Păi s-au anulat pentru că s-au judecat în instanță. Pentru că era în 86 emis de aia din... Și a fost o greșeală, instanța, dar acum este lucru judecat, dar ai ce faci? Ei, acolo s-a ocupat Grigore și a făcut o treabă că s-a anulat tot. A greșit, da. Grigore a greșit acolo. Dar nu-i treaba noastră, nu-i treaba, noastră. Treaba lor. Eu ți-am zis că acolo în spate nu are cine și copiii s-au dus în lume și nici nu are cine să revendice acum. Să lupte pentru lui. Păi, acum n-a să nu fie, să nu vină împăraia așa, mă, ca să avem probleme. Bun, la urmă, da. Se tot discută despre terenul ăsta de ceva timp. Până la urmă, cam când o să se și realizeze? Domnule, banii de fonduri europene așa este. Suntem, am făcut achiziția, am licitația. Acum se lucrează la proiect. Până nu te duci la apir cu proiectul avizat, până nu te duci, o să-ți dai banii. Dar așa merge treaba, n-am mai repede. Sunt pașii valide, trebuie de obținut autorizații de construcție, iar te duci la toate dintre. E unul 30 de zile, ăla apele române, fă proiect pentru apele române, că ăștia sunt în care să studiezi studiul hidrologic, să vezi apa pe unde vine, până unde trece. Adevărul că nu este bine din cauza că ați întârziat așa de mult și acum iar ce da, niște bani. Nu, ăștia 6.000 sunt pentru acordul și avize. Pentru acord, nu-i pentru... El e licitat, stabilit prețul, stabilit. Dar pentru ca să obții avizele, zici, domnule, adun și de acolo, adun și de acolo. Statul e din asta trebuie, din avize. Cum să spun, avizatorii ăștia. De acolo, din boare. Da. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Mă abțin. Așa. Abține Rusă. Domnul președinte. Păi să avem și vă. Păi, de hotare zine. Ce e domnul? Păi s-o abținut omul, cum nu sunt? Păi dacă s-o abținut să fie sănătos, s-o văzut doamna secretară. Eu nu văd de nicio lucrură. Păi atunci nu vorbim. Proiect de hotărâne privind aprobarea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în lista de investiții pentru anul 2020, din excedentul anelor precedenți, cu sursă de finanțare parțială a secțiunii și de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020. Vă rog frumos dacă aveți discuție. De unde vreți să începem și ce vreți să... despre ce să vorbim? Nu, aici am prezentat de la buget că o parte din investiții le susținem din bugetul local și o parte din investiții se susțin din excedentul anilor precedenți. Excedentul anilor precedenți a fost de 5.896.000. Noi folosim deci, din acest 5.896, folosim 5.579.000. 55. Deci rămâne un excedent neangajat care, în momentul în care se... pornește un nou obiectiv de investiții sau doriți un alt proiect de investiții, se poate apela și angaja alte lucrări. În cadrul finanțării din excedent este cuprinsă și rețeaua de gaz, extinderea rețelei de gaz din comuna Fleja
care ne-a zis că se va aduce undeva fără TVA la 28 de miliarde. Acum apare 34 de miliarde. Este 34 de miliarde cu tot cu TVA, pentru că noi plătim și TVA. Nu plătim fără TVA. Este cu tot cu TVA. Pardon, mă iertați, 35 de miliarde și 46. Da, este deci, cu TVA. Haideți ca să închidem și cu... Este proiectul la primărie. Oricine poate vine să consulte. Deci este devizul aprobat aici. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobat. Nu punem nicio sumă în plus, nu avem cum. Ne controlează. Acum, nu vă supărați. Dar nu ne supărăm. Nu ne supărăm. Dar pentru clarificare, încă să explicăm. Lucrarea a fost scoasă la licitație. La ora actuală, nu știu bine, putem vorbi acum, că lucrarea să... Nu spunem nume. Nu spunem nume. Nu putem spune. Au venit la licitație trei firme, sau patru. Da. Trei firme. Deja au intrat în competiția finală numai două firme, dacă nu mă înșel, intră în competiție. Acum au fost pe partea, acum se va stabili cine vine cu prețul mai mic, ca să spun așa. Acum, banii ăștia sunt 35, 40, cât cum noi apropiem. Dar e posibil să nu ajungă la sumă asta, să fie metru? Păi, bineînțeles, doar în licitație. Tu trebuie să prinzi cu devizul general făcut de proiectant. Dar vreau să spun că sunt, eu am auzit informații la Bacău, care nu au venit de la Bacău, că este sub-evaluat. Deci, și aici vedeți că peste tot e vorba de bani. Acum firmele vin cu prețul, că trebuie să-și acopere cheltuieli. Noi... execuția proiectului. Da, și din l-am scos din nou la licitație. Cu precizarea că a fost acolo o străduță care nu a fost evaluată corect. A fost ceva greșit acolo. Nu, s-a uitat de străduța domnului Țarca. Nu. A fost o problemă, să spun și care este problema. La trecerea peste cod, aici așa, nu s-a luat în calcul betoanele care se sparg, adică refacerea carosabilului. Aici a fost prețul foarte mic și au zis, dom'le, eu cum pot să merg cu conducta fără să-mi dai tăierea, să-mi faci betoanele care să înțelegi? Și din cauza asta s-a anulat licitația, pentru că nu a venit nimeni la licitație. Am scos încă o dată la licitație și acum avem trei firme. Soluția a fost, din diverse și neprevăzute, era prins o sumă și s-a alocat și s-au refăcut litere cu acea suprafață de beton care nu era prinsă. Dar nu s-a depășit valoarea aprobată inițial. Întrebarea este, când dăm drumul la lucrare? Noi estimăm o săptămână să mai se solicită clarificări. În momentul în care se deschide oferta financiară, se solicită clarificări în cazul în care cel care e cu prețul cel mai mic, adică vrem să știm dacă la de Crăciun o să avem casă. O să le eu zic că da. Noi am vrea să estimăm că luna martie se dă drumul la lucrare, la execuție. Dacă tot se fac din fonduri proprii, ar fi bine ca să ajungă la marea majoritate. Dar nu, deci, domnul Gita, așa, deci ascultă și eu. Să vedem dacă ajunge și... Nu, deci eu, acum, când am stabilit proiectul ăsta, i-am spus lui Denunța că doar, băi, unde nu avem gaz, punem gaz. Acum, dacă s-a scăpat, cum la Augustin acolo, s-a scăpat și la mine să străduțe, nu știu, este scăpat, că aveți și voi o listă în care ați semnat că vreți gaz. Și dacă s-a scăpat o străduță, o să vedem în timpul execuției unde se face un nere. Mergem acolo, adică problema este să vedem dacă nu e în cadrul proiectului, să vedem dacă se poate... Vorbim cu ăștia de la gaz, vorbim cu ăștia tot, ca să fiecare cetățean să aibă gaz în comun. La mine asta este, de exemplu, cum? La mine este prins. Nu, la tine nu este. Tu ești o excepție, tu și cu strada asta de aici, așa, care e făcut după proiect, cum ar veni. Drumul tău îmi dă trebuie, acolo am de lucru cu băiatul ăla de la deal acolo, care i-a scos gardul în față și n-am unde trece. Deci, strada asta a ta nu cred, nu este. Dar o rezolvăm. Deci vreau să spun că dacă facem, noi putem începe un alt proiect, dar trebuie neapărat băiatul ăla să-și tragă gardul. Gros. Gros. Gros.
Da, nu știu dacă Angela, dacă a ridicat problema asta cu modernizare drumul Sărpești, cu una Cleja, 1.450.000.000, s-au făcut, iar ați mă puțin cu 1.000.000.000 de acolo. Pentru intabularea drumurilor, ca să facem un proiect pe drum, să obținem autorizație de construcție, este obligatoriu să intabulăm drumurile. Nimeni nu ne dă autorizație fără să avem drumurile intabulate. Nu considerați că suma este prea mare? Nu este prea mare, pentru că la intabulare ne mai cer un pic și niște studii geotehnice. Da? Nu este foarte mare și să știți că este o sumă prevăzută. Suma finală va fi după ce se va contracta și executa ridicările topografice și alte avize. Uitați, pentru fiecare drum trebuie să plătim o taxă UCPI de 250 de lei. Pentru fiecare străduță. Și la întocmire fug de la 1 miliard, iar am sărit la 1.700.000.000. Nu punem noi niciun ban, se dă bani de la Consiliul de Țean, noi doar am prevăzut. Domnul Martin, ce avem de făcut la punct? Bun, haideți acum, ca să venim cu punctul. Am fost și săptămâna asta, am fost la Iași. În 2008, când s-a făcut punctul, domnul primar știa că la drumul european, unde stă domnul consilier Gherfi, trebuie făcut un drum de colectat. Drum corector. Pe lângă. În față. Pe european. M-am dus acum. Deci nu ați respectat ordine care sunt date. Fiecare și-a făcut pod. Nu au voie locatarii să iasă direct în stradă. Eu am o situație în care omul și-a făcut autorizație de construcții. Ca să treacă peste avizator, a prevăzut că va ieși în spate. Aveți vreo două autorizații, mai mult aveți. Păi da. El a ieșit în spate, dar acest pod este făcut fără autorizație. Ăștia, directorul de la drumurile naționale, m-am dus la el, zice, domne, e treaba dumitale, pute și trage-l de urechi, nici au făcut autorizare. Nu o să se legați podurile lor. Nu știu, eu i-am spus directul, domnule, uite, am pornit de la Iași și mă duc și la până la București, arată-mi și mie undeva unde este un grup colector, unde oamenii nu ies în stradă. Am vorbit la direcție, da, drumurile naționale acum și ele am fost, ca să găsim o formulă, o soluție. Și au spus așa, încă situația dumneavoastră a început să fie și Filipeștiu și toate cunile care fac cugul, nu-ți mai aprobă cugul, dacă nu faci drum colector. Cineva spunea că în momentul când ieși în stradă, îți dă poliția amendă. Eu vă spun un lucru. Și mi-a povestit ăla de la drumurile naționale o situație destul de delicată. Că dacă iese cineva cu mașina de acolo și face un accident, vine asiguratorul asupra ta, asupra mea ca primar, și spune, domne, n-are, de ce n-ai luat măsuri dacă el nu are autorizații de construcție și nu plătește accidentul respectiv sau, înțelegi, și vine asupra ta ca prima și judecat. Situația este destul de gravă și va fi și mai gravă, încet, încet, legile trebuie puse în aplicare. Dacă de la început nu se acceptau autorizații de construcție atunci și după 2008 nu se construiau și îi spunea omului, domnule, uite care-i treaba, îți dau autorizație, asta e condiția. Îmi retragi gardul. La ora actuală am câteva proprietăți care au intabulat până în stradă, măi, până în șosea, dacă pot. Mă duc acum, mă cheamă la poliție, că eu am făcut drum ca să treacă oamenii pe stradă, poliție și toate. Lucrurile astea nu sunt așa de simple. Omul este proprietar. Deci, domnul, eu am cumpărat, na, eu ar trebui să-l expropiez. Ce înseamnă expropiere? Expropiere înseamnă ani de zile. Înțelegi? Nu-l găsești. El este în Italia. Și a făcut construcție până în drum. Situația este foarte complexă. Eu stau și eu așa, că n-am ce face. Nu știu unde se va rupe odată și odată. Trebuie să se rupă și să intrăm în legalitate. Dar cum mă duc la poarta omului și spun, bă, dar puneți gardul, pentru că aici am nevoie de un drum colector. Îți sare în cap și spune, dă, mergeți și faceți și te înjură. Nu este plăcut. Dar, nu știu, odată și odată, tot va trebui să înțeleagă fiecare că trebuie să intrăm în legalitate. Nu știu, deci, asta e situația. La fel, am probleme cu porcii. La început, știți foarte bine că ne-am apucat de punct, ne-au dat interdicții de a construi o zonă de protecție de un kilometru.
un kilometru însemnând de la Ciușmea. Nu mai poți construi. Omul vine, eu trebuie să-i dau să se ducă după avizul la mediu. Și mediu, el deja pe punct este prevăzut că nu poți construi, este înroșit. Eu de la început nu pot să-i dau autorizația acolo așa, pentru că e zona interzisă. M-am dus cu acea documentație să fac o contra, să vedem, să micșorăm alia, la Iași, mi-a făcut de 500 de metri. 500 de metri înseamnă inclusiv școala de la Buda și înseamnă toată valea, drumul spre Valea Mică pe acolo 500 de metri. Deci e vorba de rază. Am fost la DSP, am fost peste tot și spun, domne, nu se poate, la mediu. Găsiți-mi o formulă. Legea prevede că n-ai voie să construiești. Am fost la Iulian cu porcii, pentru că este firma lui. Eu mișto, eu n-am treabă, eu am toate avizele, sunt în regulă, n-ai ce să-mi faci. Spuneți-mi ce să facem și eu, de comun acord cu dumneavoastră, facem ce spuneți. Cum? Dacă vine omul, eu dacă mâine aprob cubul, omul nu mai poate construi. Nu mai aprobăm cub, nu mai facem niciun cub, legea nu prevede că... Facem o revoluție. Revoluția trebuie făcută, nu știu, la nivel de... La nivel țară, de comun. Bine, și totuși pe lângă șosea se construiește. Păi se construiesc pentru că n-am cubul avizat. Se vede pe vechiul cub. Pe vechiul cub, pe vechiul cub nu este prevăzut. Da. Acel... scoatem afară cu forță. Bine, ei ar vrea ca să ai un pod unde să intri pe terenul ăsta și până o să mergi până în capăt, exact. La celălalt pod autorizat. Să face, asta vrea să facem un drum corector și să ai... Nu, el să vii cu un proiectant și să spună, uite, aici ai... Pentru că în momentul când ieși în stradă, tu trebuie să faci acel... drumul ăla, când ieși în stradă, să faci un refugiu acolo ca să poți ieși, să nu te duci direct cu botul ca să te... Și cu avizele și cu acordurile. Asta înseamnă bani de la primărie, proiect făcut și drum făcut. Dar, v-am spus, le vom face, dar nu le putem face peste noapte. Am făcut aceste lucrări, avem poduri, avem școli, avem dispensare, avem 60 de miliarde, am peste 100 de miliarde făcut. Dar cine cere imposibilul, n-am să pot face. Și indiferent cine vine după mine, dacă vine sau vin eu sau cine vine, nu va putea face dintr-o dată nimic ca să facă ce nu s-a făcut de zeci de ani. Ei, nu poate. Doamna, ați vorbit cu George, ce drag. În afară de George, că știe să vopsească gardul și casă, că asta va face, n-am prevăzut. Că să-mi spună că codurile nu trebuiau, că astea sunt lucruri copilărești. Noi trebuie să ne uităm la lucruri serioase, comunitatea trebuie să trăiască, el nu știe problemele comunității noastre. El n-a trăit aici și nimeni, nici Mărcuș n-a trăit aici, nici băiatul ăla din Gildo. Gildo Margu n-a trăit, el trăiește din vise și s-a dus în, s-a pozat acolo în carcul, ne-am dus pe noi, fiecare s-a dus pe legea face. Avem o extindere scoară și dar de ce vă grăbiți, domnul? Nu se place la autobus, nu se place la autobus, nu se place la autobus, spui eu că stă lângă Angela și s-a încălzit, spui eu, hai. Aș dori să ne spuneți acolo, avem 3.420.000 la grupurile acestei sanitare de la școala numărul 1. Știți foarte bine că noi am primit acolo 1.330.000 de la inspectoratul școlar. Întrebarea noastră este până la toată suma care se alocă. Care este? Sunt banii care le sunt dat de la noi din buget sau tot așa le vin? Nu, suma toată este tot banii care am, dar hai să vezi dacă te uiți undeva în altă parte în buget în care banii intră și ies. Pentru că noi suntem ordonator principal. Da, domnul primar. Da, hai, de vorbim. Valoarea totală a proiectului este 344 de lei. Da. Din care noi mai finanțăm 133 de mii. Da. Pentru că știu că am primit de la inspectoratul școlar. Da, s-au plătit 121 de mii. Pentru că noi suntem banii de intră nouă și noi intrăm la școală. Și eu este de plus minus egal cu zero. Întrebarea era pe lături. Să lăsăm deoparte acești bani de 121 care zice doamna Cristina. Restul de bani, 134, vor fi din bugetul local sau vor va veni finanțare tot de la... Nu, cred că vor fi din banii noștri. Deci, asta era început, statul ne-a dat un milion... 121. Un miliard ne-a dat. Restul e treaba noastră. Acum, noi ne-am fi... Că în alte poate, dacă găseam o sală de clasă, în care atunci ne ajungeau banii respectivi, numai ce ne-a dat statul. Dar
eu am vorbit și cu, am mai încercat o dată, știți foarte bine, acum vreo 2 ani în urmă, să facem într-o clasă, într-o clasă și eram, atunci făceam pe bani noștri și era mai simplu. Dar nu s-au putut, directoarea spune, domnule, am nevoie de laborator, am nevoie de fizică, am nevoie de chimie și a trebuit să construim. La alte școli, unde alte, în alte comune, s-au făcut în clase existente. Noi ne-am putut când am avut. Și peste o săptămână, cred, nu, pe 6 martie terminăm lucrarea, deja e dată comanda pentru, nu știu ce trebuie să mai vină ceva, în rest, clădirea este terminată. Păi era și timpul să se termine, că din 2008 ne rugăm pe domnul, când era domnul Joca la primărie, de atunci ne rugam, haideți să facem cu rog, ați intrat viceprima. Nu, Doamne ferește, nu, vine că s-o elibera, că s-o no. făcut acum, să știți. Problema este că am mers pe mai multe variante. La început am încercat să mergem pe clasele existente, să nu cheltuim bani. Și totdeauna vedeți că e vorba de bani. Și după aceea am văzut că nu se poate, am mers pe proiect. Proiectul cum merge cu cum merg toate. Până ți auzit de proiectarea, autorizată, SFS, studii de tot felul. Asta este la noi în țară. Da, trebuie mai explicați la 66 de o precizare la acest proiect. Când s-a aprobat proiectul, s-a aprobat să facă mult din banii Consiliului Local, pentru că nu ne susținea nimeni, nici inspectoratul școlar. Da, dar valoarea era de 344.000. Este fapt, 342.000 a fost inițial și apoi cu reactualizarea cu 17.928 manopera din construcții s-a făcut 344.000. Vreau să vă spun că aici includem tot ce s-a cheltuit, dar nu s-au cheltuit 344.000. Dar eu sunt obligată în lista de investiții să păstrez valoarea obiectivului de investiție exact așa cum este în devizul general. Da? Noi nu știam când s-a aprobat acest proiect și când s-a dat în execuție, nici nu știam că inspectoratul școlar ne va da bani. S-a emis o hotărâre de guvern la sfârșitul lui noiembrie, în 2019 s-a emis o hotărâre de guvern și ne-au spus, aveți lucrări? Da, avem. Și am amânat constructorul și nu i-am dat bani până nu ne-am dus la inspectoratul școlar și ne-au dat banii aceia. Acum eu nu știu dacă până se termină lucrarea, inspectoratul școlar mai dă vreo o hotărâre de guvern. Ministerul Educației nu dă vreo hotărâre de guvern. Dacă dă, noi le dăm ministerul și nu-i dăm noi și luăm de la ei. Dar dacă nu dă, noi va trebui să plătim constructorul. Asta este istoria lucrurilor sanitare. Mai este? Spuneți la achiziții Purișor, vă rugăm frumos, acolo apare că complex loc de joacă pentru copii și aparate de fitness bine de exterior pentru adulți, spațiu din strada Pieței. Așa. Pentru unde mai punem? Haideți să vă spun asta. Deci avem aici toate ofertele venite a doar de peste tot. Mai oameni, am văzut că persoanele tinere, atât femeile cât... În momentul când te duci peste tot la Bacău și în toate localitățile, unde este un loc de joacă, ai și un aparat de fitness acolo așa. Și pentru adulți. Și de ce să nu facem? Aici jos am putea să punem. Într-o parte am cumpărăm aceste aparate pentru copii și punem și pentru oameni. Și mai facem și un foișor unde omul să poate juca. Foișorul aș face în partea de la vale, unde e Ciușmeaua. Lângă Ciușmeaua, acolo există un loc. Da, și dar este spațiu mare acolo. Cum? Păi și ce facem cu Ciușmeaua? Închidem? Acolo mai avem și bazinul de apă care este pe Ciușmeaua. Da, mergem lângă Ciușmeaua, dar practic foișorul nu-i trebuie autorizații de construcție. Foișorul este o... Din lemn făcut acolo și stai la umbră vara, joci un șah dacă vrei, sau vine părintele cu copilul, stă jos pe o bancă, stă acolo așa și copilul se joacă. Problema este că acolo, dacă vrem să-l facem și să fie frumos și foarte bine lucrul acesta, trebuie strad, aleea malului, făcut pentru că în momentul în care vine apa, tot mălul de pe drumul respectiv, coboară jos pe șosea și se duce peste foișorul. Uite, o idee foarte bună, o să căutăm și o să vedem. Și aparatele astea fitness pot fi în aer liber? Da, în aer liber. Și cine garantează controlul de zile unde mai vedem acolo? Păi avem camere cu camere. Da, și vine acum asta. Acum mai facem nimic. Dar ăsta, domnul Joca, tu face și la dumneavoastră, că zice așa, tu face și la drângă dumneavoastră. Facem și la Valea Mică, nu? Aici trebuie doar pentru școala numărul 2 și la pentru vieță. Da, deci, domnule, este timpul ca mămicile să se miște. A, mămicile să se miște acasă la fitness. Hai, 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 h
Păi dacă nu vreți, nu vreți, dar vă spun că peste tot tot ce puse se facă și se facă. Dacă vă rugăm frumos, doamna secretară, să precizați aici că dorim cât de curând să se înceapă proiectarea acelui spațiu, a parcării de la școala numărul 2 și acele limitatoare de viteză care le-am mai cerut. Și nu numai la școala 2. Și nu numai la școala 2 și peste ce facem. Doamna secretară, vă rog să precizați, de pe acum, ca să treaba să meargă cât mai repede, responsabil este legea de Angelica Vecebă. Da, dar atunci eu că vă zic la dumneavoastră, nu spuneți ce să trebui proiect. Eu am zis, haideți păi să nu, facem... Într-o, să facem într-o formă incipientă. Adică venim la asta, Eu așa v-am spus și mi-am zis în felul următor, trebuie proiect. Depinde ce vrem. Dacă vrem, politica s-a adecuat, așa un pic. Dar dacă vrem așa, doamna viceprima merge și de-a cuvântul, astfel așa, pământul și-a rezolat pe noi. Nu eu. Dar vreau să zic că am trecut printr-o comună, dacă îmi permite să discut și eu, dacă tot și am zis vorba de subiectul sport în Cleja, dacă ieșiți seara după ora 6, se vede, se văd foarte multe persoane care aleargă prin sat, tineri și mai puțin tineri. Haideți să vă zic un lucru, v-am lăsat toată ședința, a vorbit care cum a spus. Dar și dumneavoastră puteți să vorbiți. Păi lăsați-mă să vorbesc. Dar două minute, hai să-i după aceea cum pe proiect. Așa, aici vreau să punctez. Dacă totuși se face această mișcare de la ce a fost și la ce este cu alergatul, ar fi bine, am văzut că este de tot spațiu pe lângă șosea, să se facă în viitor o alee pentru alergat, că se iese la... Unde să nu mai faci, domnul Cadar, pentru... Este vorba de un metru, este vorba de un metru care în timp, eu presupun că se poate găsi un spațiu ca să elimină, poate fi accidente pe tema asta. Deci, haideți, am răspunsul, am răspunsul, domnul. Să dau răspunsul. Ieri am fost la incendiu pe Stăvâi și vreau să zic că la 6 dimineața doi oameni cu fular la gură alergăm în sus și în jos. Eu m-am speriat. Am zis, problema este... Auziți? Deci, acum apare iarăși drumul colector de la Valen. Dacă noi am făcut o alee ca poate, nu mai poți face drum. Dar acum nu ne putem apuca de acel drum, pentru că vine canalizarea, vine gazul. Până nu termină canalizarea, nu poți să faci stradă. Pentru că strici, canalizarea este, proiectul este de la București. Deci ca să știu și așteptăm avizarea consultantului care este al Uniunii Europene, din partea care vin fondurile europene, vin și ea te verifică ce faci cu bani. Așteptăm avizarea lor, vine la Bacău și sperăm și cu... Dacă se face canalizare pe fonduri europene, se poate face în așa fel ca să aibă... Dar de ce să nu se facă alt program care se pune mai mult? Pentru că pe programul ăla sunt numai 27 de kilometri, nu? Dar de ce să nu... Du-i ideea până la capăt. Păi de asta vreau. Dacă e pe fonduri europene și vine un expert de acolo și face, se poate face prin absorție ca să se intre pe toate ulițele cu canalizare. Nu se poate pentru că Uniunea Europeană îți dă bani unde ai aglomerări de case. Păi și dacă e o casă, el spune așa, deci s-au scos de aia, din cauza asta a durat atât de mult proiectul. Pentru că au fost sate răzlețe, sunt bani mulți. El spune așa, domnule, dacă e o casă acolo, vii cu vitanda. În momentul în care noi vom face acest proiect, cu acordul dumneavoastră, noi vom putea face pe banii noștri. El spune așa, eu îți dau bani unde sunt aglomerări urbane mai mari de 1000 de persoane. Aglomerări urbane. Și de ani, din cauza asta a durat proiectul, a venit diferiți primari, noi suntem în POIM, programul operațional pentru infrastructură mare. La nivel de județ avem 400 de milioane de euro. Cleja are aproape 6 milioane, 5 milioane 800 de euro.
nu, banii ăștia nu se dau, hai că îți dăm bani. Că la un moment dat și te gândești, bă, oare Uniunea Europeană vrea să ne ia bani sau vrea să ne aducă bani numai sau nu ne mai ne încurcă. Pentru că cer o mișură de condiții, să ai aglomerări, să ai... Și din cauza asta proiectul merge foarte greu. Suntem 40 de comune și fiecare cu problema lui. Că fiecare primar vrea să pună și strada aia și strada aia și când te trezești, că stai, stai. Și până ajungi la o înțelegere, 40 de comune, ia ca a durat 6 ani de zile și nu s-a făcut nimic. Bine, cred că o să mai dureze încă 6 ani și tot nu o să devenim. Pentru că dacă dădeau acești bani pe UAT-uri, fiecare primar era interesat și să rezolve problema. Acum, era înainte, făcusem la Doja, stația de epurare. Stația de epurare vom aduce tot la Cleja, nu ne dă voie să deversăm în Siret. Trebuie să deversăm în Părâul Cleja. Și de acolo, din Doja, trimite apa și deversează în Părâul Cleja. Situația e destul de complicată. Legile sunt deci, dure. Dar cu situația cu limita de greutate. Nu s-a luat nicio poziție cu mașinile astea care care. Haideți să vorbim la diverse smeri. O secundă, stai un pic ca să nu te dezdam. Cu greutate, trebuie să spunem un panou cu limită de viteză că s-a murit și oțelul de tot. S-a stricat de tot. S-a podul ăla pe tine, pericol incendiar la lângă mine de acolo. E spart tot, dar îi bag pietre, dar el nu îi bag, iese. Nu am ce să-i fac. Mi-e frică că se întâmplă o catastrofă acolo. Cine e abilitat ca să... Toată șoseaua e crăpată, toate. Toate. Când vrei să iei de sus, ia progresul. Știi, noi știm că e situația de sus de acolo, e clar. Hai, cine este pentru... Pentru... Abține ceva? Eu mă. Domnul... Să trecem la ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii pentru obiectivul de investiții, investiție și completarea proiectului tehnic, amenajarea alei pavate în zona Bisericii Sfântul Marcu și zona stadionului. Dacă s-a discutat. Dacă și dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Cam atât. Și acum... Era o suplimentară sau... Este ea, dar... Avem și suplimentare. Având în vedere, avem în vedere urgența, necesitatea, legalitatea și oportunitatea unor proiecte care nu pot fi amânate pentru ședința următoare, propun aprobarea suplimentării ordinii de zi din dispoziția numărul 48 din 21.02.2020 cu următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Dacă pe marginea acestui proiect sunt ceva discuții. Ne explicați despre ce este. Eu nu pot să vă explic. Este un regulament privind al serviciului public de salubrizare al tuturor unităților administrative din județul Bacău care sunt membre ADIS. Trebuie în fiecare an aprobat. Da. Dacă vreți, pot să vă dau citire. Nu, nu știm despre ce este vorba, dar am văzut. Deci, cine este atunci pentru? Abține? Nu are nicio. Eu declar să vii.